că cineva zice că dacă am mașina la schimb, s-o dau la schimb. Salutare, băieți, și bine v-am găsit la un nou vlog. De data aceasta m-am gândit să fac un Q&A și să răspund la câteva întrebări de-a voastră. Eu zic, hai să încep. Ce fel de Audi este? Prima întrebare. Este un Audi A5 din 2011, culoare neagră și cam atât. E diesel. Ce roți am pe mașină? Ce nume? Roțile Zwiemann. O să răspundem mai încolo, că ne mai întreabă lumea despre asta. Exact cum am spus, ce numi și ce mărimi. Ce mărimi sunt. Jantele sunt Zwiemann, pe 19, 9.5J, ET42. Toate sunt la fel. Nu am față sau spatele diferit, toate sunt la fel. Sunt concavi. Așa ea. Și cam atâta. Am mai spus în video precedent, pe față am distanțierii de 15 mm și pe spate 20 mm ca să facem fitment-ul mașinii, să iasă cât de cât bine în alignment, în roțele. Ok, următoarea întrebare. Cât am dat pe suspensii sau dacă suspensia de pe mașină e doar sport? Am avut suspensii sport, încă o am, e de vânzare. Acum pe mașină am o suspensie pe aer. M-a costat undeva la 2600 de euro. Ceva de gen m-a costat. În jur de, dacă nu exact chiar 2600 de euro. Cineva mă întreabă de unde am luat underglow, luminile de sub mașină. Le-am luat de pe Amazon, Amazon US, din America. Le-am văzut și eu la un băiat, are un Mercedes, le-am văzut pe mașină, am văzut că are link în descriere cu toate piesele de pe mașină și am făcut și eu la fel și de acolo am luat, de la el l-am luat. Da, sunt mulțumit de el, le-am dat undeva la 40-60 de euro, ceva de genul. Și-s mulțumit de el. Le-am montat într-un service unde mi l-am montat bine, zic eu. E ok. Merg, n-am probleme. Prima dată a fost montat direct ca asta e o chestie, un tips care vă-l pot da, o părere de-a mea, o întâmplare. Prima dată a fost legat pe baterii și mașina, dacă stătea două zile, rămâneam fără baterii la mașină. Ele consumau, ele chiar dacă erau închise, consumau curent. Și după aia m-am dus la service înapoi, le-am explicat situația și a zis că poate să-mi fac un întrerupător, un fel de switch, doar pe becurile alea. Și acum când pun contactul, doar atunci am ia curent, atât. Și nu mai rămân fără curent. Asta e bine. Cineva ne întreabă despre evacuare, dacă îi țeavă goală. Da, e țeavă goală. Nu știu dacă are un catalizator ceva, nu știu dacă are down pipe exact, dar când m-am dus la ei, am zis să facă, să ne anuleze tot, să facă țeavă goală. Mașina e ilegală pentru ITP-ul în România, aici la noi NCT-ul, ilegal, am fost, am trecut cu ea. Mașina are niște catalizatoare sub tea, dar sunt fake, nu au nimic, sunt goale. Așa și cam atâta. Și asta e evacuarea. Probabil o să-i fac într-un viitor, probabil o să-i fac down pipe și încă am limitatorul în turații. Audi-le are limitare în 2500 de turi, ceva de genul. Și o să scot și limitatorul și o să îi fac și down pipe și ceva popcorn în limitare. O să văd, dar rămâne de văzut. Exact asta m-am și întrebat. M-a mai întrebat cineva, auzi, că dacă e ok pentru NCT-ul. E ok pentru NCT-ul, tocmai ce am trecut. Și nu e o problemă aici cu evacuarea. Cineva mă întreabă de becurile alea din
din față, de la becurile din față, de la headlights. Așa ea. Mă întreabă cum de stau aprinsă semnalizările. Mă întreabă. Stau aprinsă pentru că am două moduli cumpărate și le-am montat pe becuri. Și ele stau într-un scurt. De aia stau aprinsă. Dar ele merg normal. Dar astea nu sunt legale pe mașină. O să le dau jos sau văd eu. Dar nu ai problemă în trafic. N-am avut probleme în trafic cu becurile alea. Altcineva. Zice că cum mă descurc cu numerele negri aici în Irlanda. Mă descurc ok, nu mă opri nimeni până acum. Na, sunt doar negri, atâta tot. Ele normal au o parte unde albastru, la mine e toată neagră și sunt 3D, scoase în afară numerele. N-am avut probleme, îmi plac foarte mult, n-am avut. Le am pe cele originale, sunt por bagaj, din caz mă oprești cineva. Aia e. Cineva zice că dacă am mașina la schimb, s-o dau la schimb. Nu o dau la schimb. Mașina e făcută de mine de mulți ani. Lucrez la ea că nu toți banii se duc doar în mașină. Mai sunt și alte lucruri de făcut. Și am investit așa în ea și mi-a scăpat printre degete, în pasiunea mea. Dacă mă lăsam să fac doar pasiunii, mă acces doar pe pasiuni, era mult mai schimbat în mașina acum, dar sunt și alte lucruri prioritare în viața mea, ca și în viața fiecărui om, bineînțeles. Cineva mă întreabă dacă e de vânzare. Nu-i de vânzare. Aș vrea să o mai, țin, probabil odată să fie de vânzare, nu știu exact. Dacă vă întrebați că ce o să-mi iau pe viitor, nu știu. Nu sunt fan Audi, fan ceva, sunt fan mașini modificate și atâta tot. Iar mă mai treabă cineva dacă e pentru swap, ceva la schimb, să-mi dea ceva la schimb. Nu pot să dau, încă nu pot să mă despart de ea. Mă treabă cineva ce motor am pe mașină. Nu mi-e așa să recunosc, că alții spun că vai doamne, că motor, că nu știu ce. Am un 2 litri diesel, 142-143 de cai, ceva de gen. Pare un remap și cam atât. Asta e motor. Nu-i 4, e doar tracțiune 4 și cam atât. Partea motor. Are ceva modificări și cam atât, dar nu prea m-a interesat atât de tare. Mașina e de muncă, nu pot să mă duc o mașină sport la muncă. Am luat o mașină care e și de buget și mă pot mișca cu ea, nu am luat-o ca să o țin în parcare sau mă mișc cu ea. Cineva mă întreabă de unde sunt. Eu sunt din România, eu sunt român, sunt născut acolo și acum locuiesc în Irlanda. M-am stabilit aici. Da, în Irlanda, în Dublin. Și cam asta a fost ultima întrebare. Dacă mai aveți întrebări, nu ezitați să înscriți, să lăsați un coment cu ce vreți să aflați despre mașini, despre mine, despre orice. Și eu o să vă răspund. Ori vă răspund acolo, ori dacă sunt mai multe întrebări, o să mai fac un video, un Q&A sau la fel ca ăsta sau nu știu, vedem, o să vedem. Și cam atâta cu videoclipul acesta. Sper că v-a plăcut și nu uitați de un like, un subscribe și un share, ar ajuta enorm. Și stați aproape, că urmează clipuri bune. Hai, și noi ne auzim și ne vedem data viitoare. Hai, pa, pa, pa!